În primul rând, să rămână și bună dimineața. Bine ați venit la activitatea pe care o organizăm la începutul fiecărui an școlar. O activitate care constă în fapt în analiza activității din anul școlar trecut și cu identificarea tuturor căilor și mijloacelor pentru eficientizarea activității noastre. Am deosebită cinste și onoare de a vă anunța prezența în calitate de invitat a unor personalități deosebite, parteneri ai noștri în întreaga activitate. Și aș începe cu domnul prefect Vasile Panaite, care îi mulțumim că întotdeauna a fost alături de noi și efectiv a fost alături de noi, împreună concepând strategii care să facă activitatea din unitățile din teritoriu bună, eficientă și cu rezultate deosebite. De asemenea, vă prezint domnul Iona Saftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, care acum intră în sală. Toată stima, poftim, domnul președinte. Aici. Domnul președinte Ionel Asene nu este prezent fiind implicat în activități la un nivel înalt. Este reprezentat de către consilierul personal, domnul Octavian Bărbuleț. De asemenea, am deosebită cinste și onoare să-l prezint pe domnul Ciprian Mihai Mitrea, inspector șef de la ISU, omul cu care noi colaborăm în toată activitatea din teritoriu, dar nu numai pe autorizații. Domnul inginer Gabriel Ploscă din partea sindicatelor libere de învățământ. Domnul Ioan Popescu de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, care știu că are să vă spun lucruri foarte importante. Domnul comisar șef Costel Paul Tablan de la Inspectoratul Județean de Poliție Neamț. Domnul Radu Vasile Olaru, inspector șef în Jandarmeria Neamț. Florentina Moise, nu-i nevoie să o prezint, este colega noastră, director CCD, inspector școlar de la Junct. Ceilalți îi cunoașteți. O să-l duc cu domnul prefect să prezinte salutul de început. Sărut mâine, bună ziua! Vă mulțumesc frumos că m-ați invitat astăzi să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru că mă invitați aproape în fiecare zi prin intermediul domnului inspector să fiu împreună cu dumneavoastră. O mare parte dintre ceea ce întâmpinați dumneavoastră zi de zi începem să le cunoaștem, să le parcurgem și încercăm în aceeași măsură să le și rezolvăm. Vreau să vă asigur în continuare că instituția prefectului, în măsura în care îi permite și cred că vom face de așa natură să fim flexibil legislativ, să fim alături de noastră și să găsim soluțiile care sunt viabile pentru ambele părți. Vă urez succes pentru ceea ce o să urmeze în activitatea noastră și vreau să vă mulțumesc în numele părinților și al copiilor, dar și în numele meu personal, atât ca părinte și fost elev, pentru activitatea pe care ați desfășurat-o. Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă! Mulțumim domnului prefect pentru cuvintele spuse. Vreau să vă asigur că între instituția Inspectoratului Județean Neamț și instituția prefectului există o colaborare strânsă, așa cum am spus anterior, împreună ne întâlnim, discutăm pentru rezolvarea problemelor punctuale din teritoriu, lucru pe care dumneavoastră îl și știți, multe din școlile din teritoriu fiind implicate în acest proces. Vă rog pe domnul Ioana Saftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, să adreseze un cuvânt de început.
Bună ziua! Doamnelor și domnilor, vă în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că, sigur, acceptați faptul că noi, politicienii, suntem în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație, domnul inspector general. Dar înainte de toate trebuie să mulțumesc dumneavoastră care face un efort extraordinar pentru a aduce lumină în sufletele și mintea tinerii generații. Și nu numai. Și noi avem de învățat încă, pentru că dacă suntem ce suntem, suntem datorită dumneavoastră. E un efort colosal pe care dumneavoastră îl depuneți, pe care noi îl apreciem și sigur regretăm poate uneori, pentru că ar fi ideal când învățăcelul nostru întrece maestru, când sigur educatorul nostru întrece educatorul, spun că ar fi ideal pentru că am înregistrat un salt în evoluția spirituală a poporului nostru extraordinar. Din punct de vedere a angajamentului politic, noi, cei care mai facem un pic de politică în județul ăsta și la nivel național, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că învățământul are nevoie de investiții, iar în ceea ce mă privește, mă voi zbate să ajung la un aspect care, din punct de vedere al investiției, înseamnă ca să avem un popor educat, sociologic vorbim, trebuie să investim aproape în 30 de generații. Și putem vorbi după 30 de ani de investiții în educație, în eforturile dumneavoastră, putem vorbi într-adevăr de ceea ce înseamnă un popor educat. Un popor care sigur realizează un salt spiritual deosebit. Ce vreau să vă spun mai mult, că din perspectiva Consiliului Județean, vom fi alături de dumneavoastră, vă transmit un mesaj de bine și vă apreciem eforturile și atât din partea mea cât și din partea domnului președinte Ionel Arsene și încercăm sigur să fim alături de dumneavoastră după capacitățile noastre de vedere intelectuale, dar mai ales materiale din punct de vedere, repet, al Consiliului Județean. Așa ca să închei, urând vă succes dumneavoastră, urând succes învățământului nemțean, urând succes învățământului românesc și sigur dați-mi voie să vă fericit pe dumneavoastră, eroi ai luminii. Doamne ajută! Mulțumesc încă o dată pentru atenție! Mulțumim, domnule președinte. Dau cuvântul domnului Bărbuleț, care va prezenta punctul de vedere cuvântul domnului președinte Arsene. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, în fața celor mai importanți oameni ai învățământului nemțean. În numele președintelui Consiliului Județean Neamța, domnul Ionel Arsene, dar și al meu personal, dați-mi voie să vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru învățământul nemțean și să vă asigur în continuare de tot sprijinul pe care președintele poate să-l ofere inspectoratului școlar, așa cum l-a oferit și până acum. Avem încredere în învățământul din acest județ, avem încredere în dumneavoastră și totodată avem încredere în elevii nemțeni care își doresc să lupte pentru un viitor cât mai bun și să devină acei oameni cu care toți ne mândrim. Vă mulțumesc și vă urez succes! Mulțumesc pentru cuvântul adresat și trebuie să subliniez aportul, ajutorul extraordinar pe care Consiliul Județean, domnul președinte Arsene personal, a oferit activităților noastre. Vă reamintesc că am avut un număr de mare de olimpiade naționale și concursuri naționale la Neamț și fără sprijinul Consiliului Județean al domnului Ionel Arsene personal, nu am fi reușit să facem aceste activități. În perspectivă, mai avem câteva activități deosebite la care la fel așteptăm ajutorul Consiliului Județean, un partener corect, loial, un partener alături de care am conceput și realizat o multitudine de activități. Vă rog acum să permite să dau cuvântul domnului Costel Paul Tabran, comisar șef la Inspectoratul Județean de Poliție Neamț. Da, bună doamnelor, bună ziua domnilor, domnului inspector general pentru invitație. Este o obișnuință de acum ca an de an să ne vedem în această formulă. Știu din experiența anilor trecuți că urmează o activitate de evaluare pentru dumneavoastră și că de la început țin să vă felicit pentru rezultatele bune și foarte bune pe care le-ați obținut pe parcursul anului. În altă ordine de idei, știți cu toții sau ar trebui să știți că suntem parteneri în planul comun de acțiune în ceea ce privește limitarea delincvenței juvenile
atât în incinta, cât și în zonele adiacente unităților de învățământ. Spre bucuria noastră din analizele pe care noi le facem împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, această delicvență este în descreștere de la an la an. Pentru exemplificare, pe parcursul anului de învățământ anterior, doar 21 de fapte antisociale comise în școli și acestea cu un grad de pericol social redus, vorbim de bine recunoscute furturi de telefoane mobile în special sau micile violențe. Este îmbucurător faptul că, spre o deosebire de anul trecut, nu am cercetat decât un singur profesor din punct de vedere penal și ne pare rău că spunem acest lucru, pentru că dumneavoastră sau dascălii trebuie să fie în primul rând un exemplu pentru cei mai mici și sunt sigur că, sau aproape sigur că, pe parcursul anului de învățământ ce urmează nu ne vom confrunta cu astfel de evenimente. În rest, felicitări, numai de bine și pentru că avem aici reprezentanți ai autorităților locale și județene, rămâne o problemă în continuare asigurarea școli în mediul rural, dar și în mediul urban. Și mă uitam pe câteva cifre, vorbim de acele 24 de unități de învățământ în care sunt incluse grădinițele, școlile, gimnaziile și un liceu care nu au asigurată pază. Mai mult decât atât, 19 dintre acestea nu au gard împrejmuitor. Iar în ceea ce privește învățământul în mediul rural, 125 de unități de învățământ, 7 fără gard împrejmuitor. Din discuțiile pe care le-am purtat cu domnul prefect, pe care îl salut și beneficiem de sprijinul dumnealui necondiționat, urmează să avem o întâlnire cu factorii decidenți în vederea rezolvării și acestei probleme. Dar să încheiem cu zâmbetul pe buze și felicitări și succes în continuare. Mulțumim, domnule comisar șef. Așa cum vă spuneam, între instituția Inspectoratul Școlar Județean și partenerii educaționali există o colaborare strânsă, reală, cu domnul prefect și domnul comisar Tablan. Ne-am întâlnit de multe ori pe același subiect și altele, de altfel, de aceeași zonă de interes. Domnul Radu Vasile Olariu, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, rog frumos câteva cuvinte. Am onoarea să vă salut. Mulțumesc, domnule inspector general, pentru invitația făcută. Pe parcursul unui an școlar ne întâlnim destul de des pentru desfășurarea celor activități specifice pe care Jandarmeria Neamț le face în colaborare cu dumneavoastră în primul rând, dar și cu celelalte instituții din Ministerul de Interne, Inspectoratul de Poliție ISU Neamț. Ne desfășurăm activitatea pentru creșterea gradului de siguranță în școli, creșterea gradului de siguranță pe zonele de afluire, de fluire ale elevilor, dar și pentru siguranța dumneavoastră a cardelor didactice. Pe parcursul anului care a trecut, anul școlar, nu au fost evenimente deosebite și cele care au fost am reușit să le gestionăm în acest sistem de colaborare pe care ne l-am însușit cu toții. Sperăm că în anul școlar care a început să nu avem evenimente, să ne descurcăm bine, să, astfel încât procesul educativ să meargă așa cum dumneavoastră v-ați propus. Felicitări pentru rezultatele obținute în anul care a trecut și mult succes în noul an școlar. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului comisar șef. Vă reamintesc că întreaga activitate de ce cuprinse structuratura de examene naționale le-am realizat împreună cu cei de la jandarmerie, care au fost colaboratori reali cu care am asigurat prin diferite căi și mijloace securitatea transportului tezelor, paza obiectivelor, centre de examen și centre de evaluare. Mulțumim foarte mult încă o dată celorlalți jandarmi, așa cum am spus, oameni de încredere, oameni serioși care pot rezolva problemele sistemului. Mulțumim frumos! Rog acum pe domnul Ioan Popescu, inspector șef de la Inspectoratul Teritorial, să ne adreseze câteva cuvinte și știu că are mai multe să ne spună. Bună ziua tuturor! Mă bucur să
fiind așa o selectă companie aici, nu o să am foarte multe de spus, pentru că nu o să fac greșeala să vorbesc foarte mult în fața tordascării. Știți foarte bine că suntem un partener tradițional al dumneavoastră, Inspectoratul de Muncă. Am avut foarte multe proiecte împreună de-a lungul anilor, am avut și anul trecut același, unii ar spune, etern proiect Valențe Culturale. Eu vă reamintesc faptul că de la Neamț a plecat în 2007 acel proiect Valențe Culturale ale Securității Sănătății Muncă în Școli. S-a desfășurat foarte bine până acum și sper să desfășoare în continuare. Anul trecut au participat 5 unități școlare, 10 profesori și din memorie cred că în jur de 420 de elevi la faza pe județ, la faza națională care s-a desfășurat la Iași. Știu că echipele din județul Neamț s-au clasat undeva în primele 5 locuri, așa că este foarte bine. Am constatat că în sfârșit aveți contract colectiv de muncă înregistrat în sectorul de învățământ preuniversitar, atât la nivel de sector la București, la nivel de grup de unități în județul Neamț. Este un lucru foarte bun. Ce trebuie să faceți? Să aveți grijă ca să-l și puneți în aplicare. Îi spuneam domnului inspector general înainte de a intra în sală că v-am pregătit niște documente, de fapt e vorba de un ghid elaborat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate Muncă, un ghid care se referă la locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele. Este o campanie a Uniunii Europene, campanie care a început anul trecut și se desfășoară și anul acesta. Așa că v-am pregătit acest ghid, o să vedeți că sunt lucruri foarte, foarte importante. O să-l primiți probabil prin intermediul colegilor noastre de la Prezidiu. Atât vreau să spun că această campanie promovează măsuri pentru asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase la toate locurile de muncă, având în vedere faptul că populația Uniunii Europene este într-un accentuat fenomen de îmbătrânire. Se preconizează că în jurul anului 2030, 30% din toți cei care lucrează vor avea undeva între 50 și 65 de ani. Deci, vă felicit pentru întreaga activitate desfășurată, vă doresc succes în continuare și sper să lucrați în condiții de securitate și sănătate muncă, ca să revin la profesia mea și de ce nu să ajungem la acel deziderat care pentru noi este un deziderat, starea de bine la locul de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Popescu. În afară de concursul acela pe care domnia sa l-a reamintit, vreau să vă reamintesc că noi avem o colaborare pe multiple planuri și din câte știu, vom avea o întâlnire cu toți directorul unităților școlare, respectiv cu responsabilii din unitățile școlare cu protecția muncii pe acest subiect, o întâlnire de lucru. Rog acum pe domnul Ciprian Mihai Mitrea, inspector șef la ISU, să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc, am onoarea să vă salut, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Sunt onorat să particip la această analiză a activității dumneavoastră și aș dori să punctez două aspecte referitoare la modul în care instituțiile noastre colaborează pe parcursul anului. Pe de o parte discutăm despre securitatea la incendiu a clădirilor, aspect pe care l-am detaliat și în anii precedenți, și pe de altă parte de educația elevilor în acest domeniu al situațiilor de urgență. În ceea ce privește autorizațiile de securitate la incendiu, acestea sunt un subiect care a ținut prima pagină a ziarilor mult timp și acum, după 30 septembrie, când s-a prorogat termenul de obținere a acestei autorizații, iarăși s-a intensificat. La nivelul județului Neamț, trebuie să spunem că în acest moment există 15 unități de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Coborâm de la peste 40 de unități, acum 2-3 ani,
Am ajuns la 15. Acestea 15 sunt în procedură de autorizare, în sensul că au în mare parte documentațiile făcute și sunt pe drumul bun. Toate celelalte unități de învățământ nu necesită în acest moment o autorizație de securitate la incendiu. Cele 15, lista lor, având și presa aici, putem să spunem că a fost dată la început de an pe tvmneamț.ro, la solicitarea domnilor din presă. Acolo găsiți cele 15 unități de învățământ. Tot în acest domeniu al securității la incendiu, trebuie să spunem că într-un parteneriat cu Casa Corpului Didactic a fost inițiat un curs pentru adresat cadrelor din unitățile de învățământ cu tematică de prevenire a situațiilor de urgență strict pe acest domeniu al unităților de învățământ. Sperăm să se autorizeze cât mai repede și să începem să cursăm câte un cadru sau un reprezentant al fiecare unitate de învățământ. În ceea ce privește pregătirea elevilor, vă rog ca mâine să dați curs acestui exercițiu de alarmare publică ce se desfășoară la nivel județean. Este pe rețeta pe care o practicăm de 2-3 ani. Mâine la 9:45 vor suna sirenele. Timp de 15 minute vă adresez rugămintea de a parcurge acei pași stabiliți prin proceduri. În final, doresc să vă felicit pentru anul școlar precedent, cu o mențiune specială pentru cercurile de elevi, prietenii pompierilor de la Școala Brusturi, care au participat la etapa internațională a acestor concursuri la Villach, în Austria. Încă o dată felicitări dumneavoastră și mult succes în noul an școlar. Vă mulțumesc! Mulțumim! Desfășurăm o multitudine de activități cu cei de la ISU, ei fiind și cei care ne-au coordonat tehnic activitatea de pregătire a celor de la Brusturi. Revin și reamintesc, ca să întăresc spusele domnului comisar șef, da? Sper, da? La mai mare. Copiii de la Brusturi au câștigat etapa județeană, au câștigat etapa națională și au fost la etapa internațională dedicată acestui concurs. Mulțumim încă o dată domnului comisar șef, respectiv directorului de la Brusturi, care are și de felul de a fi prietenul meu, pentru activitatea depusă în acest sens. Îl rog pe domnul Gabriel Proscă, la finalului? Da, da. Facem pauză. Ok. Bine. Mulțumim invitațiilor noștri. Facem o mică pauză pentru organizarea activității și asigurându-ne în schimb de primul rând mulțumirile noastre pentru faptul că au fost lângă noi totdeauna și asigurându-i că vom fi parteneri egali cu depun toate eforturile astfel încât obiectivele propuse să fie realizate. Mulțumim pentru tot! Mulțumim încă o dată invitațiilor noștri, care sunt cu adevărat parteneri educaționali. Vă reamintesc rolul pe care îl are Inspectoratul Județean de Poliție, rolul pe care îl are Inspectoratul Județean al Situațiilor de Urgență, ISU, rolul pe care îl are Inspectoratul Județean de Jandar, cei care ne ajută ca partener educațional, ne ajută în desfășurarea condiții bune și foarte bune activității instructive educative. Nu-i uit pe cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Continuăm activitatea noastră cu prezentarea raportului privind starea învățământului nemțean pe anul școlar 2016-2017.
acesta este. Este rezultatul activității pe care împreună o desfășurăm, am desfășurat-o în anul școlar trecut. El a fost realizat de echipă sub coordonarea normală a Inspectorului Școlar General, dar un rol esențial la acest lucru, trebuie să-l spun, l-a avut colegul nostru și prietenul meu, domnul Petru Gânzei, cel care a adunat materialele de teritoriu și cu care împreună am gândit structura și desfășurarea acestui raport. Vreau să mai spun că avem presa prezentă în sală și că m-au rugat cei de la Roman că transmisiunea direct pe postul de televiziune Roman 24 online are sprijinul senatorului PSD Emilia Arca și consilierului PNR Constantin Ghica de la Roman. Înainte de a trece la prezentarea pagină cu pagină a acestui raport, care are 218 pagini, vreau să spun ceva la modul general. Dacă cineva m-a întrebat cum a fost anul școlar 2016-2017, în timpul anului i-aș fi spus un an greu. Acum, după ce a trecut, după ce am tras linie de mult la această activitate, pot să spun că a fost un an obișnuit. Un an obișnuit cu probleme de sistem, problema cu care soluții le-am găsit împreună. A fost un an, vă rog să vă reamintiți, în care am desfășurat concursurile pentru ocuparea funcției de director și iată astăzi, poate ați uitat, azi a fost ziua concursului său din toamnă. Fericit cu toți colegii mei care au luat concursul în toamnă și care, iată, acum sunt aici. Concurs pentru care am răspuns și răspund în continuare și spun același lucru. Credeți-vă că e adevărat, am trafit de multe ori la București, în mai multe zone de activitate, această afirmație. La Neamț, concursul de director s-a desfășurat în condiții corecte. Au fost contestații, au fost vorbe, le-am răspuns. Concluzia finală a fost aceasta. La Neamț, concursul pentru ocuparea funcției de director s-a desfășurat corect. Și lucrul acesta știți dumneavoastră, participanții direct, și eu sunt obligat să mulțumesc pentru că ați înțeles ce înseamnă un concurs corect, onest, bine organizat, bine desfășurat. Felicitări de mine. Revenim. Când o să facem concursul din primăvară, o să vă rog să organizăm, doamna general, o activitate ca să fericite colegii mei. Iar voastră felicitări să le facem atunci. Să sper la am glumit. Revenim. Deci a fost un an greu, cu probleme, dar acolo soluții l-am găsit împreună. L-am găsit împreună pentru că am în fața mea acum și pot să spun cu toată, fiind conștient de ceea ce spun, asumând ceea ce spun, un corp de profesioniști. Și a dat dovadă că sunt profesioniști, măcar prin faptul că ați trecut printr-un concurs, zic eu, greu. Zic eu, greu. A fost un an cu realizări, multe, și am zis olimpiadele naționale, cele care te scot în evidență în fața țării, din cultură de județe, olimpiadele naționale, la care elegii noștri au participat, și la care s-au întors cu rezultate bune și foarte bune. Olimpiada naționale pe care am organizat și noi la Neamț, și concursul naționale, echivalente olimpiadelor, de la care am primit, și nu vreau să vă spun, am primit felicitări din partea Ministerului pentru modul în care am organizat, cu care am gândit, organizat și desfășurat aceste concursuri. Și spun asta în fața dumneavoastră, nu pentru a lauda inspectoratul, ci pentru a vă mulțumi, pentru că nu puteam la Neamț să organizez aceste concursuri, dacă nu era dumneavoastră,
cei care v-ați implicat cu toții în buna desfășurare a acestor concursuri. Și pentru asta vă și mulțumesc. Și așa cum vă și mulțumesc pentru modul în care reușiți marea majoritate să colaborați cu inspectoratul. Adică să răspundeți la timp cerințelor pe care inspectoratul le adresează, ce face presa de nou, pe care inspectoratul le adresează și feedback-ul fiind întotdeauna ok. Cum a fost anul trecut? A fost un an greu, dar prin realizări și iată că acum, la final, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să faceți parte din echipa coordonată de mine și că suntem o echipă care se sudează. Să trecem acum la... O să stau jos la suteza, sunteți de acord? Să vă reamintesc că raportul este pe site, în format PDF, și că împreună cu colega mea, doamna Elena Preba, purtătorul de cuvânt al vicegerenți, am pregătit niște slide-uri pe care vreau să le prezint. Elena, să nu mă alegi. Da? Câte slide-uri ai? 200? 200 slide-uri. 200 până la tot, dar sunt mai sărășit. Bun. Vă reamintesc echipa managerială de la ISG Neamț, formată din Viorel Stan, inspector școală general, doamna Elena Maio, inspector general adjunct, cea care se ocupă principal de management, domnul Ioan Mirea, inspector școală general adjunct, care se ocupă de curicul și inspecția școlară, și doamna Florentina Moise, director CCD, cu funcție de inspector școală general adjunct. Alături de noi este o echipă întreagă de 21 de inspectori, cu normă întreagă sau cu jumătate normă, care, sau mai bine, fără de care noi nu am putea desfășura o activitate eficientă la nivelul județului Neamț. Vreau să vă spun că știu că activitatea ISG Neamț este apreciată la nivel de Ministerul Educației la nivelul de bine și foarte bine. Rugându-te mai înainte să mă duci puțin pe site-ul ISG-ului. Vreau să vă prezint site-ul. În principiu trebuie să-l cunoașteți, dar sunt convins că nu toți l-au deschis ieri la ieri. Și vreau să vedeți că am modificat puțin site-ul ISG-ului, la prima pagină, unde avem misiunea, viziunea, prioritățile și politicile promovate, valori și principii, codul deontologic și programul de guvernare. V-aș am insistat pe acest lucru, pentru că însă în perioada urmărirea următoare, doamna Elena Preda, în calitate de purtător de cuvânt, cel care se ocupă de imaginea instituției ca crește ISG Neamț, va verifica toate site-urile unităților școlare și vom proceda în consecință. Doresc foarte mult pe aceste site-uri să se găsească lucrurile legate de misiune, viziune, ținte strategice, da? Să fie acolo pentru a aveți timp de săptămână până își organizează Elena activitatea să facem acest, să facem acest lucru. Revenim Elena la raport. Vreau să vă spun că avem câteva obiective strategice deosebite pe care noi le-am și evidențiat atât pe site cât și în raport. Efectiv, activitatea noastră a vizat în principal performanțele intelectuale, deprinderea unor abilități practice, exersarea eficientă a abilităților de studiu, stimularea competiții, respectul pentru știință, recunoașterea valorilor culturale și scientifice, valorizarea elitelor intelectuale. Obiective: asigurarea bunei proiectări și organizarea optimă a activității comportamentului, îndrumarea procesului studiu educativ și coordonarea activității din sector, realizarea activității de perfecționare, consilierea și facilitarea schimbului de informații, elaborarea planului managerial a compartimentului pentru anul școlar 2016-2017. Elaborarea raportului pentru nivelul management, organizarea și consiliul convențat directorului județului Neamț și numirea directorului pentru adjunți în urma concursului. Așteaptă Elena. Vreau să vă spun că am aprobat în Consiliul Administrației
care Consiliul de Administrație a și aprobat toate documentele pe care, statistice pe care le prezentam în ședință. Am aprobat constituirea, reconstituirea Comisiei, să spunem, metodologii critică a directorilor, un stat de consiliu consultativ. O să rog pe domnul Țețu la momentul oportun să prezinte exact structura și atribuțiile acestei primi instituții. Aș vrea să treci peste astea puțin, pentru că noi avem să avem asta și pe site. Vreau să spun că sunt aceleași lucruri pe care le-am prezentat în cadrul celor 4 ani de coordonare activității sub coordonarea acestei echipe. Vreau să mergem la așa, să mergem aici, să vedem despre rețeaua școlară. În anul școlar 2016-2017 a funcționat cu rețea școlară, care era formată la acel moment din 141 de unități de personalitate juridică, pe PJ-uri, cu 200 structuri, un total de 341 de unități de învățământ, la care adăugăm ICJ-ul, CCD-ul și Câjiraia. Organizatea asta, 40 de licee, 91 de școli gimnaziale, o școală cu asociația care de stat, 3 biseriuri, un palat și 3 cupuri ale elevilor, un centru școlar sportiv, un centru județean de excelență. Rămân aici, la centru județean de excelență, vreau să vă spun că sunt deosebit de mulțumit și vreau să fericit. Atât pe doamna Călățeanu, fosta directoare, și pe doamna Călățeanu, toată directoarele a centrului de excelență, pentru activitatea în acest centru de excelență. Să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți cei care ați promovat imaginea centrului de excelență în centrul ăsta de învățământ, consecință fiind faptul că în acest an, la începutul acestui an școlar, avem un număr foarte mare de cereri de inscriere, peste 2000 de copii care doresc să fie participanți la activități în centrul de excelență, ceea ce arată în primul și primul rând eficiența acestei activități, securitatea muncii de acolo și mulțumim foarte mult. Gestul, pentru ce face acolo, dar și faptul că, și aici am să vă spun, s-a văzut eficiența activității din centru de excelență în rezultate pe care le-am obținut în anul acesta școlar la Olimpiadele Naționale. Procentul a crescut și un factor fără discuție a fost, un factor determinant a fost fără discuție activitatea din centru de excelență. Mulțumim doamne directoare, mulțumim echipii de acolo, echipi formate din foarte mulți profesori din județ. Felicitări și doamne vreau să fie și mai bine. În anul școlar trecut am avut, deci, 200 de structuri, asta din rețea școlară de la, da? Efectiv, 62 de școli gimnaziale, 70 de școli primare, 65 de grădinițe, dintre care 46 cu program normal și 19 cu program prelungit. O să revin aici asupra discuției. Un club al copiilor și două centre școlare sportive. Ce vreau să vă spun legat de activitatea cu rugămintea. Să spunem cam dresul. Să spunem cam dresul. Legat de credințe program normal, credințe program prelungit. Cu rugămintea. Să vă asumați, domnilor directori, să vă asumați realitățile din unitățile noastre de învățământ. Pentru a nu avea probleme în anul viitor școlar, adică în anul școlar 2016-2018, asumați responsabilitatea. Evaluați exact la nivelul grădinițelor necesarul de locuri, de grădinițe și completați în SIR cu responsabilitate. Cu responsabilitate. Echipa de management de la ISJ a reușit cu greu la final de an școlar, început de an școlar, să remedieze greșelile pe care dumneavoastră le-ați făcut. Din neatenție, la completarea în SIR, în mare februarie, martie, anul acesta. Învățământul particular este format din, a fost format din două licee, dintre care unul tehnologic și 5 școli profesionale sanitare, 8 grădinițe. Resurse umane
cale didactice. Așa să mergem puțin mai repede aici, da? Pentru că sunt lucruri pe care le putem găsi pe... Sunt date statistice care se pot găsi pe site-ul ISRJ-ului. Resurse umane, personal didactic, resurse umane, situația în care le cu director. Aici vreau să ne oprim. Reamintesc, suntem la nivelul anului trecut. Deci nu sunt la 1 septembrie 2016. Avem un număr de directori 142, dintre care 45, asta era înainte de al doilea concurs, 45 numiți în predetașare, 38 numiți în urma promovării, directori ajunți, 38 directori ajunți prin concurs și 60 predetașare. După al doilea aveam 137 directori, dintre care 8 prin detașare și directori ajunți 62, dintre care 11 directori ajunți prin, da, exact, asta este realitatea, 11 directori ajunți prin detașare, total am avut 19 directori pe care am numit la 1 septembrie prin detașare, dintre care 8 directori prin și 11 directori ajunți. Nu știm când, oricum, așa cum probabil cunoașteți, în la nivelul Ministerului s-a procedat la o reorganizare, nu știm când se va organiza un nou concurs, dar sigur se va organiza un nou concurs pentru ocuparea și acestor posturi. Număr de elevi la tipul anul școlar 2016-2017, la nivel de județul Neamț, avem un număr de 74.139 de elevi, adică aveam, da? Pentru că eu cunosc cifra de anul acesta și deja am o scădere de aproape 2000 de lei. Da? Deci, dacă vei în ascultori, trebuie adică. Așa. Deci, 74.139. Nu vreau să prezint aici pe structuri, dar vreau doar atât să subliniez că mi-aș dori, deși nu este înseamnă aici, mi-aș dori și mai ales tuturor drepturilor de la unități de învățământ liceal, să existe o diversificare a ofertei școlare, în special pe învățământul profesional, în special pe componenta învățământului profesional dual. De altfel, tot asta avem o întâlnire la nivel de județ Neamț, pe CLDMS, unde discutăm, în principal, tocmai despre această problemă, dezvoltarea învățământului dual, la nivel de județul Neamț, învățământul profesional dual, pentru că, pe informarea noastră, poate exista învățământ dual și la nivel liceal, respectiv, chiar și universitar. Aici nu ar vrea să trec, să insist pe partea aceasta de conceptuală, deci dezvoltarea cu puncte tari, puncte slabe, oportunități și pericole. Nu. Deci mergi mai departe pe activitatea de cercuri pedagogice, pe personal didactic, dacă auxiliar și medidactic, dezvoltare finală pe creadă didactice, doamna Ciuc este și cu doamna Pușcalor, sunt două doamne inspectoare care răspundă și la activitate și sunt super mulțumit de modul în care acestea. Este practic mult în domeniul în care eu nu am absolut nicio problemă, știind că acolo am două de profesioniști, în adevăratul sens al cuvântului. Pe curicul și inspecție școlară, domeniul la care avem inspector general ajung pe domnul inspector general Milea, cu care facem o echipă foarte, foarte bună, trebuie să spunem acest lucru, reușind într-un final, și am dat în timp util integrarea totală a domnului sale în colectiv. Nostru. Dar vreau numai statistică, Elena, să mă duci, să vedem numărul de inspecții realizate și deci avem pentru anul trecut școlar, am avut pe urmă 36 săptămâni, am avut 14 inspecții tematice, 12 inspecții de specialitate și 10 inspecții de evaluare instituțională. Nu insistăm acum asupra
supra localităților care au făcut inspecțiile respective, dar vă pot prezenta o situație statistică legată de inspecția școlară de medicină sintetică și am avut 196 de inspecții generală, 262 inspecții tematică și 358 de inspecții specialitate. La inspecții generală a fost evaluat un număr de 329 cadre didactice. Aici sunt școlile la care a fost, dacă vreți să le citesc, ca să știi că au scăpat. Vreau să vă prezint de la un moment dat domnul Mina și toate pe anul curent. Deci la Gânțiești, Mângimeni, Rediu, Cândești, Băleni, Petricani, Sicorești, Oglinzi, Ștefan cel Mare, Borca, Colegiul Tehnic Transportului Piatra Neamț, Palatul Copilor Piatra Neamț. Vă prezentam anterior rețeaua școlară și pentru cei care nu cunosc sau noi am modificat rețeaua școlară începând la FISETE, nu noi am modificat, ci unitățile OAT-urile, unitățile administrative teritoriale, au modificat rețeaua școlară, astfel încât numărul de unități școlare din județul Neamț pentru anul școlar 2016-2018 s-a modificat, numărul acestor unități școlare a scăzut, o scădere fiind terminată în principiu de scăderea populației școlare. Vă reamintesc că în conformitate cu legea Educației Naționale, legea 1/2011, nu poate funcționa, deci nu poate avea, nu poate fi un PJ, un tătă școlară care nu definește criteriul de 300 de elevi pe unitatea școlară. În aceste condiții ne-am făcut 7 restructurări la nivel de județul Neamț. Coma sunt unități școlare, exemplu Horia, exemplu Nisipăreștiu, exemplu Cordunul, dar eu vreau să o colectă, n-am cum, exemplu fiind Vânătorii, exemplu fiind seminarele din seminarul franciscan din Roman, la care apoi trebuie să facem o reorganizare și seminarul de la Vânătorii Neamț. Am reușit, într-un final, cu sprijinul și înțelegerea comunității locale și este una de victorii pe care trebuie ca această structură a inspectoratului să-și asume, a reușit să revenim cea două unități școlare și să fie și pace și liniște și deschidere spre cooperare, deci vorba de agape. Da. Trece puțin peste asta, Elena. Învățăm aici să intrăm pe zone de interes, învățământul preșcolar, obiective specifice trebuie să urmez, obiective mergi, primar, mergi. Așa ca pe dezvoltarea aceasta a zonei de inspecție școlare, să concluzionăm că, în principiu, nu știu dacă e o situație sintetică, în principiu, activitatea s-a desfășurat cu respectarea normelor în vigoare. Nu a existat situații nici măcar sensibile, iar dacă au fost situații mai, să spunem, mai din special, colegii noștri din inspector, vedeți în aceste activități de întrebare și control, le-au rezolvat. Personal, am citit mare parte din rapoartele de inspecție și trebuie să cunoaștem conform procedurii, ele ajung întâi la mine și apoi sunt urmate de domnul Mina și sunt absolut convins că ceea ce scrie acolo se și desfășoară, în sensul că ai noștri colegi inspectori, monitorizează și chiar au ce monitoriza. Și a fost destul de subtil. Aș vrea să te puțin peste aceste activități până definitivizez tu partea aceasta de curicul și inspecție școlară. Aș vrea să vă reamintesc că noua organizare a Ministerului nostru face ca posibil în imediata următoare să absorbim și creșterea. În aceste condiții
trebuie să fim pregătiți pentru această activitate, da? Mai ales la nivelul unităților teritoriale, la care există creșteri. Dincolo de municipii, Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț, Orașe și Vicaz, Rodnov, dar dincolo de ele vom avea și, probabil și în alte zone, deci ele vor face parte din antepreșcolari, pentru toate școlari, vor fi pregătiți pe... Dincolo de tot, avem activitatea noastră de cateră, de zi cu zi, rolul nostru dublu de cei furnizori de informații, dar și de educatori. Și activitatea noastră are niște coeficienți foarte, foarte clar și concreți și monitorizabil, evaluabil. E vorba să scoate învățătorul la sfârșitul anului școlar. Repet, la sfârșitul anului școlar. Sunt cadru didactic, am o vechime în învățământ de 36 de ani, dacă 37-lea. Pita? Da? Asta este. Și cunosc foarte bine și activitatea aceasta managerială și știu cum se fac raportele de final de activitate la unități școlare. Vă rog să observați cu atenție și ne asum exactitatea datelor. Ne aflăm la final de an școlar, adică la 31 august și nu la 15 iunie, adică la final de trimestru, semestru 2. Da? De aici am apărut toate discuții care am avut de și colegii, de director și ce vă vezi, despre previzibilă noapte lungă să petrecem împreună pe calculator, previzibilă, anul acesta s-a mai întâmplat pentru că și vă mulțumesc încă o dată și vă felicit. Am spus să vă continui pe țară la completarea datelor în SIR pe transferul de legi, pe citările mele, dar nu uitați că în spate a stat o muncă, eu, monitorizare, centra de informatizare și inspectorul teritorial, o muncă de echipă imensă. Întoarcem și vreau ca și în rapoartele, raportul pe care fiecare noastră prezentați Consiliului Profesoral din Statul de Învățământ, vreau și în acest raport să faceți analiza din sfera play. Știu că e greu, pe final de an școlar, pe 31 august, nu pe final de semestru 2, prezentate ca fiind date de final de an școlar. Pentru că știți că nu este riguros exact. Ceea ce vă interesează statul COVID sunt procentele de probabilitate pe care le avem pe fiecare nivel de învățământ. Pentru primar 98,31%, pentru gimnazial 96,54%, pentru licealții 96,12%, pentru liceu seral 86,26%, pentru învățământul profesional 87,24%, pentru învățământul post-liceal 96,72%, pentru a doua șansă primar 71,42% și a doua șansă gimnazial 80,86%. Repet, mă adresez unor oameni de învățământ, că știu ce vorbesc. Suntem la final de an școlar, adică la 31 august, după încheierea situațiilor. Între timp, după corejări, după da? Ok. Absenteismul. Este un fenomen cu care, bine, aici este handicapul pe care îl recunosc că l-am, vin de la un liceu de elită și acolo problema absenteismului are alte nuanțe. Dar, nefiind lipsit de simțul realității, este un fenomen care nu cred că nu sunt de acord, nu e nimeni de acord. Un fenomen pe care încerc să studiez, încerc să-l analizez, pentru a identifica logic cauzele și, cunoscând cauzele, să poți acționa astfel încât să prind. Rămân în continuare la ideea că o
vină absenteismului, o avem și noi, noi cadre didactice. Adică faptul că eu, ca și cadru didactic, nu reușesc să fac ora destul de atractivă, ora destul de atractivă, astfel încât colegii noștri, elevii noștri să vină cu drag la școală. Știu, repet, nu sunt lipsit de singularități. Știu că există și alte cauze. Le cunosc. Repet, sunt om de învățământ, 30 ceva de ani de învățământ și am lucrat și la alte tipuri de luptă școlare, decât liceul Roma Vodă, colegiul natural Roma Vodă, dar cred că nu absolut de ajuns. Și o vină, și o iau ca vină, o avem și noi. Noi, inspectorat, dumneavoastră, cadre de conducere a nivelului de școlare, Consiliul de Administrație, care nu monitorizați această activitate de ajuns, nu identificați cauzele particulare fiecare unități școlare și nu găsiți căi și mijloace pentru întâmpinare acestei cote alarmante de absenteism. Există o evaluare la nivel național și internațional, există niște obiective, ținte de atins în domeniul absenteismului. Noi ne aflăm cu mult sub valoarea acceptată de Uniunea Europeană până la nivel de anul 2022. Dar, vă repet, consider că putem rezolva această problemă parțial și prin implicarea matură a dumneavoastră, de matură și responsabilă, asumându-vă responsabilități și găsind mijloace particulare pentru fiecare caz în parte. Repet, știu situația, o cunosc situația, o cunoaște situația la nivel inspectorat, ne gândim, ne preocupă și sunt absolut convins că într-un final vom merge spre scăderea acestei cote care este alarmantă. Mergeți mai departe. Deci, abandonul conceptismul. Aveam o situație comparativă. Trebuie dacă vrei să... Vreau să observați că avem situația cea mai alarmantă în anul școlar 2014-2015, când eram cu o valoare de 650, coboară în anul școlar 2015-2016, duce la 480-490, ca în 2016-2017 să ridicăm la valoare de 500. Repet, mergem mai departe. Vă repet, situația aceasta își poate găsi o rezolvare, nu se va ajunge niciodată la diminuarea absenteismului și abandonului școlar, dar la același timp se poate duce la diminuarea acestei valori. Noi, implicarea dumneavoastră ca și cadru de conducere, ca cei care puteți concepe la nivelul unităților școlare, de crei și mijloace pentru a putea diminua acest proces. Evaluarea națională. Evaluarea națională 2.46 o să prezint un procent dacă nu mai la fiecare la clasa a doua la clasa a doua limba română, deci nu avem procent mă rog. Așa cum bine cunoașteți, evaluarea 2.46 are cunoaște din legea învățământului și toți ați recitit-o, ați învățat-o pentru concursul de director, are ca scop identificarea situației reale la momentul respectiv în dezvoltarea pregătirii elevilor și pe care consecință identificarea de soluții pentru creșterea eficienții, calității actului educațional. Pe de altă parte, pentru obișnuirea elevilor în anul de clasele a doua și a patra cu astfel de examene, astfel încât examenul cel mare, evaluarea națională de clasa a opta, să nu mai fie pentru ei o surpriză emoțională. Așa să mergem mai departe. Pentru clasa a opta și te oprești. Am avut discuții și cunoașteți acest lucru, pentru că discuțiile nu am putut singur, cu mare parte dintre dumneavoastră.
fie în vizite pe care am făcut teritoriul, fie când noastră a venit la inspectorat, fie că ne-am întâlnit alte situații și conjuncturi. Ideea pe care am avut-o noi la nivelul Comisiei Inspectoratului de anul trecut, de a analiza cu maturitate. Analiza asta se făcea și la anul trecut, vă știți foarte bine. Dar analiza cu maturitate ceea ce s-a întâmplat. Atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat în anul trecut școlar. Și identificarea de soluții punctuale la nivelul unităților școlare, respectiv, organizarea de către domnul Milea a unei activități în teritoriu, privind această stație de partea Consiliului de Administrație al ISJ-ului, cred că toate aceste activități cumulate au dus la creșterea procentului de probabilitate de la evaluarea națională. Și acestea. De aceea, discuția a fost non-formală la nivelul Consiliului Inspectoratului. Am ajuns la concluzia că trebuie să continuăm această activitate, domnul Milea a putut să continuare de ea, astfel încât la un moment dat va trebui să primiți în școală a unei echipe care vă va ajuta să identificați pentru fiecare unitate școlară cu probleme, astfel încât să crească, să avem eficiența actului educațional. Personal, spunând, zicând, gândind că mai cunosc și o lege din învățământ. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, având și activitatea de expert al acela, evaluator al acela, nu cred că este posibil desfințarea unei unități școlare pe baza rezultatelor la o evaluare națională la un bacalaureat. Și pot fi un mii de argumente. Cred că singura soluție pe care o avem este să creștem eficiența actului educațional, calitatea actului educațional, de la nivel de, să spunem, pregătire pentru evaluarea națională, cât și la nivelul pregătirii pentru examenul de bacalaureat. Să nu uitați că o activitate, și mă refer la licee, o activitate împrumutată de învățământ de tip licean, nu pentru toate unitățile școlare are finalitate în examenul de bacalaureat. Vă reamintesc că suntem pe final, numirea pe final de etapă de neexistență a școlii profesionale. Și atunci copiii au ales liceul tehnologic, nu pentru cu scopul de a da bacalaureatul pentru a merge la facultatea nu știu care, ci pentru a-și căpăta un certificat de calificare care să-i permită accesul pe piața muncii autohtone sau europene. Să nu uitați că la nivel nu numai declarativ, un certificat de calificare obținut în învățământul liceal de România este acceptat ca atare în învățământul european pe piața liberă a muncii. Vă spuneam despre creșterea aceasta a procentului de la evaluarea națională și iată că colega noastră îmi atrage atenția asupra celor 2% din 2016 de evaluare națională, despre 2016, ce vă spuneam și eu, o creștere de 3%, despre 68,53 în 2016, deci 68,53 și 71,5 în 2016. Dincolo toate acestea, trebuie să spun că personal sunt foarte mulțumit de modul în care s-a desfășurat și s-a luat examenul de evaluare națională și anul trecut și anul acesta. O dată, a doua oară, aveam rela câte? 120 de centri câte avea de evaluare? 130 de centri de evaluare la evaluarea națională. Adică fiecare școală avea centru de evaluare. Ieri am luat decizia și vă pregătesc psihic acum ca în anul acesta școlar să avem doar 70 de centri de evaluare pentru evaluarea națională. Dacă nu chiar mai puține. Deci noi am propus ministerul 70, nu cred că ne vor apropa la 70,
gândindu-vă și gândindu-vă cum să comasăm unități școlare, facem consorții, tot obligația consorții, am mai făcut, corect. O să te bat de ce? Răspunsul, cauza înseamnă, cauza efectului este baza materială. Modalitatea nouă de evaluare a tezelor. Da? Scanare și tip inteligentă de evaluare. Va trebui să avem un scan performant în fiecare unitate de învățământ cel de examen. Și tot de la vot, ce este pentru? Examenul de bacalaureat. Două secțiuni, secțiunea de vară responsabilă de domnul Alain. Examenul desfășurat impecabil. În secțiunea de toamnă, domnul Mina, examenul desfășurat la fel foarte, foarte bine, fără probleme. Insist asupra faptul că experiența domnului Laiu a permis și organizarea de domnul Mina, care a fost, să spunem, începător în organizarea bacalaureatului, să desfășoare un examen foarte bine. Neoficial la tot a primit felicitări de partea Ministerului pentru modul în care s-a organizat examenul de bacalaureat la Neamț. Vă reamintesc celor care au fost implicați, dar și tuturor celorlalți, că Neamțul a fost la examenul de toamnă și centru de evaluare, intervenție. Impecabil, fără nicio problemă, acolo a fost unde este Silvia, să rămână impecabil. Despre mai datele statistice la bacalaureat, trebuie să ai putut mai. La bacalaureat, ceea ce dă un procent final, nu ai, trebuie să ai acolo undeva. Oricum, așa cum bine știți, am făcut niște studii mai aprofundate și atunci m-am întâlnit de toată cu calculul statistic și la adevărat, cu interpretarea statistică a datelor. Ce ți pot să spun este că județul Neamț, de punct de vedere al examenului bacalaureat, rezultatul examenului bacalaureat, se încadrează perfect în curba lui Gauss și întotdeauna, întotdeauna. Cred că, în sensul general, ne situăm pe mijloc, în jurul mediei naționale, procentului național, ceea ce arată corectitudine și la mine vede pregătirea de lei. Insiste partea de corectitudine și vă mulțumesc atât pentru evaluarea națională, cât și pentru examenul național de bacalaureat. Vă mulțumesc pentru modul în care v-ați implicat, v-ați sacrificat weekend-urile, bine ce vreau să spun, împreună când am fost și ați fost nu alături, ci parte integrală din echipa care a desfășurat această activitate. Așa cum am spus și în început, și acum, fără dumneavoastră, stimați colegi, nu am reușit să facem activitate normală și spre vârf, performantă, la nivelul ISJ-ului Neamț. Nu stăm de cel care muncește, ci dumneavoastră, cei care sunteți implicați direct în activitatea de zi cu zi din unitățile școlare și din ansamblul întregului rectorat. Și vă mulțumesc încă o dată. Am trecut la activitatea educativă. Școala altă, activitatea patru copiilor, mai departe. Nu insist pe aceste lucruri, nu pentru că ar fi importante, ci pentru că le găsiți în plan, care este, în raport care este pe site, dar le cunoașteți, sunt lucrurile îndeopște cunoscute. Violența în școli. Violența în școli, despre asta putem vorbi foarte mult, mi-a plăcut aprecierea pe care domnul comisar șef Tablan a făcut-o la adresa dumneavoastră, arătând că numărul de cazuri identificate ca violență definite și identificate ca violență în școli
a scăzut la neamț. Este corect, categoria este corectă. Aici poate mulțumesc că ați înțeles, și așa este, că nu mai sunt subtil pe inițial, ați înțeles că trebuie să colaborați cu noi, trebuie să fie informat. Am avut o discuție cu cineva, care mi spunea că domnul general, dacă nu v-am informat, pentru singur motiv, nici eu n-am fost informat. Era un semn de întrebare acolo. Dreptul de scolare trebuie să știe tot ce se întâmplă în școala lui. Dar pentru a ști lucrul acesta, dumneavoastră trebuie să creați mecanismul. Așa cum există informarea pe care aveți obligativitatea să o faceți raport cu mine, cu mine personal, să mă sunați la orice oră din zi sau noapte și să mă informați asupra evenimentelor din școală, spuneam eu, chiar dacă se sparge un geam, anunțați-mă și nu exagerez. Același lucru să faceți dumneavoastră. Deci dezvoltați mecanismul la nivelul unității școlare, astfel încât colegii noștri candidați să vă informeze o dată și a doua oară personalul pe care îl aveți, didactic, auxiliar și nedidactic, să vă informeze despre toate evenimentele neplăcute de la nivelul unității școlare. Spuneam și insist asupra acestui aspect. Trebuie să existe o colaborare, nu politică. Lăsați politica deoparte. O colaborare între dumneavoastră și primar. Nu uitați că aveți contract semnat cu primăria. Aveți contract semnat cu ISJ-ul, contract semnat, un contract de management. Nu uitați că finanțarea, în ceea ce privește întreținerea, dezvoltarea clădirilor, vă dă primarul. Cunosc școlile care nu au gard și acel liceu care nu are gard. Dar dincolo de un caz particular în care știu că totul zona aceea este în construcție, la Ecușești, parcă, da? Toată zona aceea unde este școala nouă, școala arsă și mai departe este în construcție. În celelalte cazuri, n-am înțeles de ce nu. Cunosc un prieten și cunoaște dumneavoastră, a fost director, care îmi spunea așa, de el este simplu. Te duci la primar, ceri, te dă afară. Perfect, vezi dacă geamul e deschis ca să poți intra pe geam. Este în interesul dumneavoastră, al unității școlare. Al unității școlare. Suntem în etapa dezvoltării sociale în care e nevoie de gard. Trebuie să aveți gard la unitatea școlară. Trebuie să aveți gard. Apoi, după ce ați rezolvat problema cu gardul, sau concomitent, rezolvați problema cu paza unității școlare. Pe care, așa cum bine știți, tot cu ajutorul primarului rezolvați. Dar pentru a rezolva trebuie să ai o relație bună cu primarul. Cea instituțională? Cea instituțională? Da? Vă spun experiența mea. Și aici sunt în sală încă 2-3 experți arăși. Unitățile școlare în care, din teritoriul pe care l-am vizitat, și am putut cream chiar cu asta, cum o cheamă, în evaluare, nu aveau bani pentru a plăti patnic la școală, pe timpul nopții. Dar cel care păzea primăria, făcea un rond. Și venea și cazuri reale din teritoriu. Cazuri reale din teritoriu. Aveți soluții. Dar dacă nu cereți, dacă îl considerați primar superior noastră, în sensul direct al cuvântului, da? Sunteți complexați de domnia sa. Sau invers, nu îl băgați în seamă, nu dumneavoastră veți suferi, ci școala, unitatea școlară. Unitatea școlară. Aș vrea ca, pentru că am fost aici, aș vrea ca și componenta pe ISU să o rezolvăm. Suntem pe locul întâi pe țară la numărul de unități școlare, locul întâi pozitivă data aceasta, la unități școlare care nu au autorizație ISU. 14 unități școlare, la un procent de 1,02% din numărul unităților școlare pe care, aici nu unități școlare, știți bine ce vreau să refer, mă refer la clădiri, da? De pe care din 6 și ceva de clădiri. Dar noi știm
că astea 14 vin din cele 40 ceva, da? Deci ele vin din trecut și nu s-a făcut nimic pentru rezolvarea problemelor. Și iar revin la ceea ce înseamnă relația dintre dumneavoastră și primărie. Pentru că primăria vă dă bani pentru obținerea tuturor autorizațiilor. Primăria, așa cum primăria, și pentru că am avut discuție la începutul activității cu câțiva directori pe subiectul acesta, așa cum tot primăria vă dă bani pentru obținerea autorizațiilor sau acreditărilor de partea Aracipului. Aveți grijă! Încă un motiv în plus pentru ca să obțineți finanțare de la ISU, de la ISU, de la primărie. Da, mergem mai departe. Pe acționarea de proiecte europene, aici manifest supărarea, dar e o supărare internă, nu o spuneți la nimeni, că de un an și ceva n-am mai simțit de obicei vineau la mine pe birou pentru, știți foarte bine, pentru a aproba plecările în străinătate pe diferite proiecte. Și vineau teancuri. Teancuri de cereri, trimiteam la doamna Ghiniță și dumneavoastră noi pridea să, în ultimul timp, două, trei proiecte în tot județul. Ai mai multe mărie? Nu cred. Cinci proiecte din 100, cât e într-o școală? 137. Calculul faceți dumneavoastră. Nu e o modă, dar știți foarte bine că aceste proiecte educaționale duc la deschiderea școlii dumneavoastră spre Europa și invers. Pătrunde elemente ale învățământului modern, recunoscut ca atare în Europa, în unitățile noastre școlare. Acesta este rolul pe care îl au aceste proiecte. Nu vorbim despre proiecte de investiții. Aia e altă zonă, nu este în zona noastră. Dar pe aceste proiecte de mobilități, proiecte educaționale, ar trebui mult, mult, mult mai multe. Faceți un calcul simplu, 15 supra 131, 27 lei, înmulțit cu 100, ce procent avem, da? Bun. Nu vreau să discutăm priorități pentru anul școlar 2017-2018. Mai ai înspre slide-uri ceva? Să vă bucurați de sănătate, de prosperitate, să fie drag drumul spre școală și să vă rostuiți cu temincie eforturile și reușitele de zi cu zi. Vă dau voi să ghiciți cine le-a scris pe astea. Mulțumim domnului Brânzei pentru modul în care a redactat acest raport. E unul din, este una din persoanele pentru care, față de care eu sunt mândru că pot să spun, este un prieten drag sufletului meu și îi urez multă sănătate și să fie bine și în toate cele. Oameni buni, am finalizat, dar nu am terminat. Sunt multe de spus în legătură cu ce a întâmplat în anul trecut. Eu zic că anul școlar, vorbesc codificat, anul școlar 2016-2017 a fost un an școlar din care cu toții am avut de învățat. Rolul nostru ca și oameni este de a învăța continuu și învățând să ne perfecționăm. Gândim, ne punem întrebări și răspundem la ele. Nu ne mulțumim cu primul răspuns primit, îl gândim și pe acela. Astfel încât experiența trăită ca atare să se transforme în experiență de viață și să putem evolua. Repet, cu toții știm exact ce s-a întâmplat în anul școlar 2016. Nu s-a întâmplat cine știe ce. Doamne, 3 catastrofe, 4 crime și nu știu ce și l-a ascuns inspectoratul. Ci au fost întâmplări și mai mici și mai mari, din care cu toții am învățat. Eu, Viorel Stan, vă spun că am învățat enorm. Am învățat să vă cunosc, să vă apreciez mai bine. Vă știu așa cum bine știți pe toți. Și cred că avem un nivel de comunicare care ne permite să spunem că suntem măcar amici, dacă nu chiar prieteni. Și asta dă un plus de valoare echipei.
oameni care nu au ce să ascundă, care se uită unii în ochii altuia și spun, bună fată, ce mai faceți, Domnul? Oamenii aceia nu mai pot minți. Oamenii aceia trăiesc colaborarea. Sper să aveți în continuare încredere în echipa managerială de la ISJ Neamț. Eu vă spun să aveți, pentru că îi cunosc. Sunt buni. Credeți-mă. Sunt oameni cu calități și defecte, dar sunt buni. Știu ce au de făcut. Ca dovadă că am acceptat imediat, avem vreo trei olimpiade naționale, nu? L-am acceptat imediat, fără discuții. De ce? Pentru că știam că doamna Sasu, da, poate să facă olimpiada națională de biologie la Neamț. E o onoare să faci olimpiada națională de chimie, de fizică, de biologie. Nu mai spun de română, nu mai spun de matematică. Asta e o onoare. Nu orice județ face așa ceva, da? Și am spus, da, fată, poți să faci succes. Avem olimpiada națională de unde ești cameră. Nu este aici. Nu zic de ce instrumente, deci corală. Națională de corală. Eu n-am fost de acord. De ce? Pentru că am zis că nu avem la Neamț o asemenea sală în care să poți asculta un cor. Ea m-a convins. Sunt. Ok, succes în muncă. Ce olimpiada națională mai avem? Mai era una. De germană, nu? A fost germană, cum să fie germană? Avem și suntem deschiși în continuare. Putem duce liniștiți 5-6 olimpiade și concursuri naționale. Și sigur să mai avem. Și avem și o internațională de la cadou de la doamna Ungureanu și cu cei de la informatică, pe care noi îi apreciem și eu îi consider prietenii mei și chiar eu știu. A fost prima lecție care am învățat-o ca general. Cât de valoros sunt cei de la informatică. Și prima lecție care am învățat-o ca general. Și felicit. Da. Deci sunt convins că putem face treaba și știți să faceți treaba. Teoretic ați demonstrat-o, ați luat un concurs. Practic, aveți experiență în spate. Și să vă spun ceva, sincer. Sunt mândru că fac parte dintr-o echipă atât de valoroasă, echipă formată din dumneavoastră, domnul director. Drept care, vă mulțumesc și vă urez succes. Doamne ajută! Dacă domnul general a vorbit despre ce s-a întâmplat anul trecut școlar, a venit rândul nostru să vorbim despre ceea ce va fi anul 2017-2018. Și pentru că lucrăm în echipă și pentru că știm ce este management, am împărțit atribuții și competențe colegilor noștri, așa că doamna inspector școlar Elena Preda va prezenta planul managerial al inspectoratului școlar. Domnul general, mi-ați închis microfonul, asta înseamnă că trebuie să... la ceea ce înseamnă raportul asupra educației nemțene, pe care tocmai l-ați audiat. Un alt document de referință este, așa cum e firesc să fie și pentru noi și pentru dumneavoastră, documentele de guvernare, ceea ce reprezintă parte integrantă a țintelor strategice la nivel general. Iar un alt document de referință a fost pentru noi și o statistică, o analiză, de fapt o diagnoză, pe care o să o prezentăm, dar foarte pe scurt. De ce ne propunem astăzi să vă supunem atenției
câteva noțiuni generale despre planul managerial. E simplu, pentru că și acest plan managerial are 85 de pagini și o să aveți posibilitatea de mâine să îl vizualizați pe site-ul instituției, așa că o să mă suportați pe mine preț de câteva minute, să zicem 10, în care eu vă prezint doar țintele strategice generale și țintele strategice pe compartimente. Așa cum șade bine unui plan de management, are nevoie de o argumentare serioasă. Și dumneavoastră, când gândiți, când lucrați, când comunicați între dumneavoastră și alegeți calea aceasta de a proiecta pe termen scurt ceea ce înseamnă un an activitatea dumneavoastră managerială, trebuie să aveți un argument. Argumentul suprem este calitatea în educație. Argumentul suprem este faptul că în centrul activității dumneavoastră este elevul. Și de la elev, profesor, școală, comunitate, ne ducem spre ceea ce înseamnă sistem managerial. În mintea mea de fiecare dată mă gândesc așa sau când gândesc în imagini, văd ca pe o sferă sistemul educațional, în mijloc conținutul este curriculum și deasupra frumos sistemul de management. Pentru că una fără cealaltă nu se poate. Argumentele noastre supreme este da, suntem într-un sistem național de stat și trebuie să respectăm direcțiile strategice ale Ministerului Educației. Despre misiune, viziune, v-am tot spus la întâlnirile noastre, nu e cazul să mai insistăm și astăzi. Ați văzut ca un cadou pentru dumneavoastră le-am postat și pe site pe prima pagină. Așa că ori de câte ori veți deschide site-ul inspectoratului, vă invităm să deschideți și... Întotdeauna inspectoratul școlar a apreciat că școala este a elevului și a făcut eforturi susținute pentru a face să se audă aceste lucruri în școală și în comunitate. Totuși, 25-28 de oameni nu pot să transmită decât îl transmiteți dumneavoastră. Deci dumneavoastră, cei care construiți, proiectați planul de management pentru anul următor sau pentru fiecare an de acum încolo, vreți de 4 ani, sunteți cei care transmiteți acest mesaj. Cum? Prin comunicare, prin comportament, prin viziune și prin ceea ce este în spatele acestei demnități de a fi director de școală. Pentru noi a devenit un slogan ceea ce vedeți notat mai sus și țin să-l recitim împreună. Construim viitorul prin educație de calitate. Da, educație de calitate și când spunem că ne dorim calitate, nu neapărat ne referim numai la performanță. Indicatorul de performanță întotdeauna dumneavoastră socotiți ca fiind o raportare la indicatorul așteptat și ce e peste așteptări. Dacă noi, de exemplu, am avut un indicator de performanță de 3% la evaluare națională, cum mai așa referim? Ei, gândiți-vă foarte bine cum așezați și dumneavoastră aceste așteptări în așa fel încât să fie realiste. Ce am obținut anul trecut? Asta. Anul acesta am propun 5% mai mult. Poate e mult, poate e puțin, dumneavoastră știți, și consiliile de administrație. La fel am făcut și noi în cadrul echipei de management. Urmăm aceleași principii și valori cu care v-am obișnuit de-a lungul timpului, pentru că strategia educațională a inspectoratului școlar a fost regândită, să zicem, în anul 2012, până în anul 2016. În 2016 a fost reevaluată și este în lucru și acum, așa cum și planurile noastre de dezvoltare școlară trebuie să fie într-o continuă evaluare și dacă considerați că e necesar, bineînțeles, interveniți în planurile manageriale. N-aș vrea să avem vreo surpriză ca între documentul proiectiv al școlii și planul managerial să există diferențe ca și cum ar fi două documente de pe două planete diferite. În
își asumă inspectoratul școlar să fie garantul calității și observați acest lucru prin toate activitățile noastre, mai ales la compartimentul management. Așa cum vă spuneam, pilonii noștri de susținere sunt cei patru, elevul, profesorul, școala și comunitatea. De noi depinde cât de aproape ne sunt, cât de mult ne iubesc sau câte probleme putem întâmpina dacă măcar unul dintre cele toți colegii și să vizezi anumite compartimente și să întrebi și să te întrebi ce am făcut, ce am obținut, ce trebuie să fac. N-am pus degeaba aici pe acest slide textul, dacă nu poți descrie ceea ce faci ca pe un proces, înseamnă că nu știi ce faci. Înseamnă că ești de fapt un amator care pe drum se va întreba cum voi rezolva problema X sau Y. Nu. Sunteți dumneavoastră directorii, sunteți manageri, sunteți lideri de opinie și trebuie să proiectați pe un an de zile această activitate managerială în așa fel încât cei din subordinea dumneavoastră să spună da, știu drumul, pentru că mi-a fost creat de acest plan managerial. Noi am ales formula cea mai simplă pentru plan managerial, la fel de mâine o să puteți vedea și formatul PDF. Dacă vă este de folos, noi putem să vă dăm și formatul Word cu sprijinul domnului general, dacă ne aprobă, evident. La puncte tari, da, avem și puncte tari, avem și puncte slabe. Am început cu documente proiective pentru că, într-adevăr, procentul de directori care știu să gândească un document proiectiv este în creștere. Este undeva peste 80%, ceea ce ne mulțumește, zic eu, sau ar trebui să ne mulțumească pentru că procentul acesta a crescut în ultimii ani foarte frumos. Vă felicit pentru asta și vă reamintesc că documentele adevărate sunt cele simple, realiste și nu cele complicate, copiate și unele dintre ele într-o lipsă de logică totală. Avem puncte tari și pe monitorizare eficientă, noi, inspectori, împreună cu dumneavoastră, directorii. Asta înseamnă că ne-am făcut treaba și unii și alții. Avem mulțumirea că am realizat întâlniri pe consiliere, permanent, și ne-am respectat graficul de lucru. Avem planuri de măsuri stabilite de dumneavoastră și apoi transmise la inspectorat pe baza cărora noi ne-am schimbat lunar activitatea, dacă a fost cazul, mergând pe priorități. Și mai avem multe puncte tari. Încă vreo 3 pagini, eu am ales doar 2 slide-uri. Bineînțeles, promovăm valorile tradiționale, este punctul forte și ar trebui să rămână un punct important în activitatea noastră. Avem și norocul să avem mulți titulari în sistem. Avem directori de calificativ foarte bine și iată este un punct tare, de dumneavoastră depinde să rămână la fel. Sau nu numai de dumneavoastră, avem și puncte slabe. Și nu aș insista foarte mult, dar primul text pe care îl supun atenție, în primul rând, este foarte important. Dumneavoastră, directorii, din păcate, consumați foarte mult timp și energie pe ceea ce înseamnă conducerea administrativă, pierzând pierzând totul cel mai important. Că atenția dumneavoastră trebuie să fie focusată pe curriculum, pe resurse umane. Administrativul o mănâncă foarte mult timp. Din acest motiv, trebuie să vă gândiți prin plan managerial cum veți reuși să împărțiți responsabilitățile în așa fel încât să aveți timp pentru această zonă importantă a sistemului. Așa putem și noi crește împreună calitatea educației. Bineînțeles, la puncte slabe mai avem probleme și cu ceea ce înseamnă comunicarea. Încă n-am reușit să facem acel site sau loc în care să putem discuțiile, dar v-am spus poate că dumneavoastră
puteți să propuneți un informatician care ne ajută. Există școli informatice și ne pot ajuta în acest sens. Și bineînțeles, întâlnim și formalismul pe anumite zone și rutina și tot felul de lucruri care sunt considerate ca o frână. La oportunități, proiecte și ia proiecte. Evident, în puterea dumneavoastră stă. La amenințări, știți foarte bine că aceste amenințări vizează tot elevul și în condițiile acestea, automat, comunitatea vă poate ajuta. Important este să treceți pe agenda de priorități tot ce ține de absenteism, de abandon și de probleme importante, aș zice. Pentru anul acesta, Inspectoratul Școlar și-a făcut 7 ținte strategice. Bineînțeles, începem cu monitorizarea într-o mare consiliere și evaluare, pentru că așa trebuie să fie și pentru noi și pentru dumneavoastră. Ținta 2, un management flexibil, dar flexibil tocmai pentru a realiza ceea ce spuneam adineau, egalitatea șanselor în educație, reducerea absenteismului, abandonului și părăsirea timpurii a școlii. A treia țintă face referire la ceea ce înseamnă asigurarea calității procesului de educație și, cu siguranță, cu toții fie ați trecut, fie veți trece prin tot ce înseamnă evaluare externă sau evaluare prin inspecții generale. Ținta a patra face referire la parteneriatele funcționale. Subliniez, funcționale, nu pe hârtie. A cincea țintă, promovarea imaginii pozitive. Este important să vorbim despre lucrurile bune, că altminte te copreșesc lucrurile care sunt mai puțin bune. Și ele ne creează imaginea. Nu, noi ne creăm imaginea, nu ne vindem imaginea. O creăm și o oferim, o dăruim comunității. O imagine frumoasă, o imagine bună, nu este o competiție, ci este pur și simplu un drag de instituția ta, de școala ta. Ținta a șasea se referă la asigurarea accesului la mobilitățile europene. Aici vă poate ajuta colega noastră, de fapt, cele două colege care se ocupă de proiecte și programe. Și ținta a șapte, bineînțeles, asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue. Tocmai se pregătesc vreo 55.000 de locuri pentru formarea continuă, așa am citit în presă, dar cu siguranță se va pune în aplicare pentru că este în programul de guvernare și cu siguranță se va întâmpla. Pe management ne propunem aceeași flexibilitate, o proiectare realistă, concretă, fără niciun fel de capcane filozofice, nu ne dorim acest lucru. Trebuie să avem grijă cum ne autoevaluăm și pentru a ști foarte clar cum să evaluăm, pornind de la noi, să asigurăm și noi formarea colegilor directori care au intrat în sistem și care încă se mai luptă cu starea de confuzie ce-o fi asta sau ce n-o fi. Ne vom întâlni și domnul Țerchi a pregătit deja un program de formare. Apoi, evident, împreună cu dumneavoastră, să avem grijă de ceea ce înseamnă condițiile optime de securitate instituțională. Neapărat. Consiliere, facilitare de informații către dumneavoastră și tot ce ține de exercitarea unui management adevărat. Nu doar teoretic. Practic, pragmatic, eficient și eficace. Cineva m-a întrebat care e diferența dintre eficiență și eficacitate. Nu am timp acum să dezvolt, dar dacă vă interesează, să putem dezvolta această problemă. Nu, colegii noștri știu pe ce este vorba, pentru că au citit cel puțin unul din manual, dacă îl văd și acum, în al patrulea lui Iosef. Da, mă bucur. Pentru proiecte și programe, în afară de acces, este implementarea strategiei naționale prin diseminarea pe care o realizează colegele noastre, pe activități extrașcolare, consiliere și orientare, în primul rând, în fiecare școală și corelarea curriculumului aplicat. Pentru minorități, o mai bună identificare a cazurilor sociale, o proiectare a unei oferte educaționale și iată că avem nevoie de această proiectare pentru că avem și noi refugiați în județul Neamț.
și o deschidere a școlilor către comunitate, comunitate și către ceea ce înseamnă o școală deschisă tuturor copiilor. Plan de școlarizare aveți în fața dumneavoastră, nu cred că e cazul să vă citesc eu, câte clase sunt pe fiecare nivel, de la preșcolar la învățământ special. Dacă dumneavoastră, domnul general, vreți să interveniți pe acest nou. Pe curriculum și inspecție, normal, am spus conținutul în acelei sfere, asigurarea standardelor de calitate optime, eficientizarea inspecției școlare, dar și ceea ce înseamnă intervenția dumneavoastră în școli, acces egal la educație, îndrumare, control, evaluare și, bineînțeles, așa cum și-a devine un plan managerial, trebuie să aibă și un plan de monitorizare și evaluare, concret, la subiect, cu tot ceea ce trebuie realizat. Închei aici cu această imagine pe care cunoașteți și cu care vă stresez de fiecare dată când ne întâlnim la formare. Este vorba de cercului temii. Nu uitați, pentru a fi manager bun, trebuie să planificați, să implementați, să evaluați și să revizuiți toate acestea în jurul unor metodologii, proceduri și, evident, legi. Vă urez succes, oricând la dispoziția dumneavoastră, compartimentul de management. Mulțumesc. De asemenea, primul comportament de management, cu toate doamna generală Roaiu. Lasă puțin de cercul tehnic. Stimați colegi, nu interveneam, mai ales că vreo doi colegi de sală mi-au spus că am vorbit prea mult. Vorbesc ca om practician, nu vorbesc ca un teoretician, deși sunt un teoretician. Sunt format așa. Dacă noi am respectat complet cercul tehnic, care este cercul calității, atunci, credeți tot ce vă spun, trei sferturi în activitatea noastră a fi ca și făcută. Pe componenta de planificare, totul nu are plan. Există acum documente strategice de cutare în școală de mult. Nu mai sunt copii pe aici, dar sunt. Și e bine. Trei sferturi dintre ele sunt și implementate în școli. E adevărat. E adevărat. Nu am ajuns în nivelul acela care este opțiunea mea, este idealul meu în ceea ce înseamnă managementul practic. Așa ca un PDI, un PAS, să fie chiar instrument de lucru. Mi-ar plăcea lucrul ăsta. Este ideal. Dar așa ajungem și acolo. Repetăm. Planificarea avem, implementarea avem. Nu avem evaluare. Nu verificați ceea ce ați spus să se facă. Nu verificați. Și nu verificați în sensul critic. În sensul analitic al cuvântului. Verificăm pentru a găsi ceea ce nu merge. Nu pentru a pedepsi. Și pentru a găsi ceea ce nu merge, ca apoi să facem revizuirea și să o luăm de la capăt. Această componentă de verificare, de monitorizare, este componenta care lipsește 90% din școli. Nu spuneți că la mine nu e așa, că eu știu că e așa cum spun. Și nu o spun puleflor de cucu, ci din experiența pe care o am din vizitele din școli și din discuțiile pe care le fac cu dumneavoastră. 90% din școli nu au acest lucru, iar 100% din problemele care le aveți în unitate școlare sunt din acest motiv. Că nu revedeți, că nu corectați ceea ce ați depistat. N-ați depistat, n-aveți și corectat. Logic. Logic. Doamna director de la CCD, Florentina Moise, dacă vreți să... Vă rog. În primul rând vreau să vă mulțumesc în calitate de director al instituției Casa Corpului Didactic Neamț pentru respectarea principiului transparenței la instituțiile dumneavoastră. A fost un an greu, un an al implementării, un an al evoluției.
Comisiei. Iar, în primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor dumneavoastră prezenți aici, pentru că mi-ați oferit șansa să fiu liantul între școlile pe care le conduceți și comunitatea locală. Pentru noi, ca și instituție, Casa Corpului Didactic Neamț, faptul că am încheiat parteneriate cu comunitatea locală ne-a ajutat foarte mult în domeniul formării și perfecționării, deoarece managerii instituțiilor de învățământ, primarii, viceprimarii, consiliile locale au înțeles importanța implementării formării profesionale cu feedback-uri pozitive în fiecare școală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Fie că au fost personal de conducere, îndrumare și control, colegi ai noștri profesori sau didactic auxiliar. De asemenea, că aș vrea să vă spun că virgulă Casa Corpului Didactic Neamț a avut un număr de 63 de programe de formare, atât avizate, autorizate și acreditate. Ne confruntăm, ca și dumneavoastră, de altfel, cu un număr redus de cadre. Suntem 5 profesori metodiști, 6 cu tot cu managerul și restul personal didactic, auxiliar și nedidactic, ceea ce ne pune în dificultate de multe ori. În schimb, am putut ajunge aproape în toate comunele, aproape în toate școlile și ne lăudăm cu această realizare a noastră, mai ales cu precădere către mediile defavorizate. O prioritate a instituției noastre a fost dezvoltarea profesională în mediile defavorizate și participarea colegilor noștri. Și vă spun acest lucru cu mândrie, că instituția Casa Corpului Didactic a câștigat 2 proiecte europene, unul în valoare de 2 milioane și ceva de lei, celălalt 4,5 milioane de lei, fiind beneficiar în parteneriat cu Consiliul Județean, urmând a se implementa cu acest an școlar. Mulțumesc dumneavoastră tuturor, de asemenea, pentru faptul că ați înțeles și ați așezat la rang înalt atât instituția, cât și formatorii noștri interni și externi. Le-ați dat credibilitate, ați promovat dumneavoastră alături de instituție cursurile și activitățile de perfecționare ale instituției, ajungând la sfârșitul anului școlar la un număr de 10.700 de formabili, toți trecuți prin Casa Corpului Didactic Neamț. Și vă mulțumesc că ne-ați primit în casele dumneavoastră. De asemenea, vă mulțumesc mult că ați fost parteneri de încredere. Mulțumesc colegilor din Inspectoratul Școlar că de fiecare dată au fost alături de noi pentru implementarea activităților de formare, perfecționare, a cursurilor prioritare ale Ministerului, care au fost în număr de 13. Iar începând cu acest an școlar, pentru că Inspectoratul Școlar este cel mai important partener al nostru, alături de cei 37 de parteneri pe care are instituția, local, național și internațional, și mă repet, este cel mai important și cel mai aproape de noi, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, reprezentat prin domnul general Viorel Stan. Iar începând din acest an școlar, vrem să mai încercăm un A-RUP alături de doamna Laiu, colegii de la perfecționare și alți inspectori școlari. Încercăm ca din și fiecare încercare de obicei ne-a reușit și sperăm că și aceasta, începând din luna noiembrie, am o propunere atât pentru colegii din Inspectoratul Școlar, cât și pentru dumneavoastră, să începem formarea tuturor cadrelor didactice gratuit, alături de formatori, a tuturor cadrelor didactice care vor face parte din comisiile pentru examenele naționale. Ceea ce înseamnă că vom începe formarea în luna, noi l-avem ca și curs prioritar proiectat în oferta noastră, așteptăm avizul Ministerului, cu siguranță o să-l primim în luna noiembrie, sperăm să fie și pozitiv și să ne apucăm de treabă. Va fi
fi o muncă titanică, va fi greu, pentru ca toți colegii din fiecare școală care, la care dumneavoastră vă gândiți să îi folosiți ca și resursă umană pentru examenele naționale, să participe la aceste cursuri de perfecționare. Mulțumesc de asemenea doamnei Elena Laiu, ca și membru a Consiliului de Administrație a Casei Corpului Didactic, pentru că a promovat mereu și a susținut imaginea instituției. Ne bucurăm de asemenea că începând, pentru că este starea învățământului și raport pe anul trecut, am să cer răgați și am să vă spun că începând, este un plan început de la, din semestru 2, și îl implementăm în acest an școlar. Casa Corpului Didactic în acest an va avea, în urma comisiilor de selecție care au fost publice, anunțate pe site-urile dumneavoastră cu o transparență desăvârșită, un număr de 130 de formatori, toți externi, colegele noastre cadre didactice, profesori metodici, doar coordonând cursul. Deci oferta de programe a Casei Corpului Didactic Neamț se va implementa prin dumneavoastră, doamnelor și domnilor, manageri, profesori, învățători, educatoare. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez succes în activitate și doamne ajută!